Salut tuturor și bine am regăsit la un nou episod. De data asta facem un clip legat de fotbal, legat mai mult de Europa League și Champions League, de parcursul CFR-ului și vedem ce grupă are și CFR-ul. O grupă interesantă și niște trageri la sorți interesante, o să ne uităm și peste Champions League. Poate să mai facem clipuri de genul, de exemplu după ce o să se termine grupele, lăsați un like dacă mai vreți clipuri de fotbal, să zicem așa. O să uităm puțin peste grupe care au fost trase acum 10 minute sau ceva de genul. Am aflat cu cine a picat CFR-ul. Aceasta este grupa CFR-ului, Lazio, Celtic, Rennes din Franța și CFR Cluj. CFR Cluj fiind în urna patra, din păcate, dar totuși este bine că avem o echipă din România în Europa League. Din păcate, Steaua a fost eliminată aseară de Victoria Ghimaraeș, dar asta este acum. Victoria Ghimaraeș este în grupa F, fix lângă grupa E, să zicem așa. Grupa lui Victoria era Standard Liege, Frankfurt și Arsenal. Probabil că dacă se califica Steaua, mi se pare că este o regulă să nu fie aceeași echipă, dacă este o echipă din aceeași din acea seară, n-au voie să fie una lângă alta sau ceva de genul, nu știu sigur pentru că sunt foarte multe reguli noi. Hai să uităm puțin peste grupe. Grupa A mi s-a părut foarte interesantă, mi s-a părut o grupă pe care CFR-ul putea să iasă pe locul 2 destul de ok. Din păcate au intrat inamicii lor de Lange pe locul 4, Sevilla, Apoel și Karabag din Azerbaijan. Este o grupă ok pentru Sevilla, dar o să fie interesant să vedem cine se califică pe locul 2. Cred că Apoel, cel mai probabil, dar o să vedem. Grupă destul de ușoară dacă se califică CFR-ul aici. După aia grupa B, Dinamo Kiev, Copenhaga, Malmo și Lugano. Aici, la fel, o grupă interesantă. Probabil că Kiev și Copenhaga o să se lupte pentru calificare și Malmo are o șansă. Acum vedem tot fotbalul, în fotbal mereu pot să existe surprize. Deci eu zic așa, niște predicturi, să zicem așa. În grupa A zice Sevilla cu Apoel, în grupa B Dinamo Kiev cu Copenhaga. În grupa C avem o grupă interesantă, sincer să fiu, până acum e printre primele cele mai interesante, Basel, Krasnodar, Hetafe și Trabzonspor. Aș merge pe Hetafe, că o să se califice și pe primul loc, pentru că Hetafe are un lot interesant și chiar a avut un sezon bun sezonul trecut. Și aș mai merge pe Basel, ori Basel, ori Krasnodar. Da, ea zice Hetafe pe primul loc și pe aia Basel sau Krasnodar pe al doilea loc. În grupa D aveți Sporting, PSV, Rosenborg și LASK din Austria. Aici e o grupă ok pentru Sporting, e o grupă unde se poate califica acum. Să vedem, PSV-ul sau Rosenborg, probabil că PSV-ul, a zice Sporting și PSV aici. Urmează grupa CFR-ului, grupa E, o grupă destul de grea, o grupă grea. Am prins o grupă grea pentru că sunt trei echipe foarte bune în campionatele lor. Rennes, nu știu cum se pronunță exact așa, care a bătut sezonul trecut, mi se pare, PSG-ul. Are tineri foarte interesanți și o academie foarte, foarte bună. Celtic-ul, pe care am mai bătut-o, am bătut-o în preliminarile Champions League, în turul 3 preliminar, dacă nu mă înșel. Deci Celtic-ul n-ar fi imposibil să o bate, n-ar fi imposibil, am văzut că se poate, dar să vedem cum o să arate Celtic-ul acum. Lazio, clar, probabil că o să se califice pe primul loc, Lazio și cu Ștefan Radu. Aș merge pe Lazio, am aici și transfer market-ul de la fiecare echipă din această grupă. Clar, pe primul loc este Lazio cu 300 de milioane de euro cota pe transfer market aproximativ. Cel mai scump jucător cred că este Immobile, nu, este Milinkovic, după aia este Immobile, Ciro Immobile, Luis Alberto, Stratoșca și mai au câțiva jucători destul de interesanți. Au un lot bun, au un lot bun și vin dintr-un campionat foarte, foarte bun. Da, și Ștefan Radu desigur. Da, Lazio eu zic că este candidata pentru locul întâi, după aia avem René,
care are cotă mai mare decât Celtic, chiar dacă a fost în urna a treia, are cotă mai mare Stade Rennais, cred că se pronunță, Rennais, ai, mi se pare că se pronunță e, mă rog, lăsați-mă cu pronunția și cu franceza. Jucători interesanți și ea, ce mai știam așa, au mai plecat de aici, au făcut și ei ceva transferuri, așa ca și cotă Bayern Young este cel mai bine cotat, 12 milioane, alături de Benjamin, Mendy, Eduard Mendy, portarul, în rest Moussa, am mai auzit de el, este interesant, dar au niște jucători buni, au niște jucători buni și depinde ce face CFR-ul în această grupă, foarte, foarte mult, foarte, foarte mult depinde CFR-ul. După aia este Celtic-ul a mai jucat contra CFR-ului, suntem obișnuiți cu Celtic-ul, cine ne-a făcut destul de mari probleme a fost Forest, McGregor și Eduardo, care a mai jucat și prin alte ligi, a fost destul de bun, îl știu. Ayer, care și el este bun acolo în apărare, are o echipă bună, are o echipă bună Celtic-ul, dar să vedem cum o să se descurce CFR-ul. Și CFR-ul, care este cotat la 26 de milioane aproximativ, cel mai scump este Tsukudean, George Tsukudean, după aia Djokovic, Arlauskis, Omrani, Camora, Deac, Bordeanu, a venit și la Sina Traore, să vedem dacă o să joace, totuși, destul de interesant, am mai văzut că au făcut două transferuri foarte, foarte bune, Golovka de la Botoșani și Pașcanu de la Leicester, uite-l pe Golovka, nu-l văd pe Pașcanu, chiar nu-l văd pe Pașcanu aici, probabil că nu au reușit să-l bage pe Transfer Market, dar CFR-ul depinde ce o să facă, ce formă o să aibă, cum o să se descurce și jucătorii săi la națională, să sperăm că nu o să aibă probleme cu accidentările, dar ar putea să ia locul 2, de exemplu, dacă ar bate Celtic-ul de două ori, ar face egal cu René și măcar un egal cu Lazio. Asta ar fi foarte, foarte greu. Dar da, o să rămână de văzut. O să rămână de văzut ce face CFR-ul. Este o grupă interesantă, o să fie fotbal. Eu zic că o să fie fotbal. După aia, grupa F este formată din Arsenal, Frankfurt, Standard Liège și Vitoria Guimaraes. O grupă, cred că o să câștige Arsenal și Frankfurt. Frankfurt semifinalista de anul trecut, dacă nu mă înșel. Grupa G, Porto, Young Boys, Feyenoord și Rangers, o grupă echilibrată, sincer, o grupă echilibrată. Aș merge pe Porto și între Young Boys și Feyenoord, dar Feyenoord, să zicem așa, o să fie interesant de văzut și grupa aceasta. După aia, grupa H, avem ÇSKA Moscova, Ludogoreț, Espanyol și Ferencváros, echipa asta din Ungaria. Ar merge pe primul loc Espanyol, pentru că este o echipă din Spania bună, și apoi ÇSKA Moscova, sincer. Ludogoreț nu știu dacă o să poată să bată și Espanyolul și ÇSKA Moscova. Astea sunt predicturile mele, se poate întâmpla orice. Da, mulți români la Ludogoreț, să sperăm că o să se descurce bine. Grupa I, avem Wolfsburg, Ghent, Saint-Étienne și o echipă din Ucraina. Aici o să fie clar Wolfsburg pe primul loc, după aia între Ghent și Saint-Étienne o să fie al doilea loc. După aia Roma, Mönchengladbach, Istanbulul și Wolfsburg. Da, și aici e o grupă puțin interesantă. Cred că totuși Roma și cu Borussia o să se califice mai departe. După aia grupa K, Beşiktaş, Braga, Wolves și Slovan Bratislava. Aici eu zic că Wolves o să ia grupa și după aia o să fie între Braga și Beşiktaş. Aș merge mai mult pe Beşiktaş. Are jucători buni Beşiktaşul, dar să vedem. Dar eu zic că Wolves o să câștige grupa, chiar dacă a fost în urna a treia, are un lot foarte, foarte bun. Ultima grupă este formată din United, Astana, Partizan și AZ Alkmaar.
aici să sperăm că United o să câștige. Nu știm acum, pentru că sunt multe schimbări la United. Mulți jucători au plecat. Sunt schimbări. Și azi Almar, chiar dacă a fost în urna 4-a, aș merge să ia locul 2, locul 3. Poate, e o echipă bună totuși. Totuși și Partizan și Astana pot surprinde. Da, astea sunt grupele. O să vedem ce o să se întâmple, sincer. Sunt interesante, sunt multe grupe care dau așa feeling-ul de Champions League. De exemplu, grupa F, Frankfurt, Standard Liège, Victoria și Arsenal este o grupă interesantă. La fel și grupa E dă un feeling de Champions League. Lazio, Celtic, Rennes și CFR Cluj dă un feeling, totuși trebuie să recunoaștem, de Champions League. Grupa G la fel și mai există grupe de genul. Deci devine din ce mai puternică și Europa League. Bun, la Champions League probabil că ați văzut deja grupele, o să le arăt foarte, foarte repede. Și o să zic așa repede predicțiile mele, să zicem. Grupa A este destul de ușoară pentru Real Madrid și PSG. Probabil că o să ia PSG-ul, să vedem cât de bun o să fie Real Madrid, cum o să se adapteze cu noi jucători. Eu aș zice PSG pe primul loc, Real Madrid. O să se califice și probabil că Galatasaray pe locul 3. După aia Bayern, Steaua Roșie, Belgrad, Olympiacos și Tottenham. Nu știu cine să zic că o să iasă pe 3, dar clar Tottenham și Bayern o să se califice pe 1 și pe 2. După aia o grupă interesantă, sincer mi se pare o grupă interesantă, CEUL. Să zicem o grupă care o să rămână de văzut cine se califică. Clar City o să se califice. Și după aia eu zic Atalanta pe locul 2 și probabil Shakhtar Donetsk pe 3 sau Dinamo Zagreb. Și Dinamo are o echipă interesantă. După aia grupa D, Atletico Madrid, Juventus, Bayern și Lokomotiv. Probabil că o să fie Juventus, Atletico și Bayern, dar rămâne de văzut. A avut probleme sezonul trecut Juventus cu Atletico, chiar dacă a eliminat-o, a avut probleme. Grupa lui Giannis și a lui Liverpool, desigur. Genk, Liverpool, Napoli și Red Bull Salzburg. Aici e greu să iei locul de Europa League, sincer, pentru Genk. N-ar fi imposibil, dar clar o să câștige Liverpool și Napoli pe 1 și pe 2. Cred că Liverpool pe 1, Napoli pe 2. Și ar fi foarte bine Genk pe 3. Cea mai grea grupă din punctul meu de vedere este F-ul, cu Barcelona, Dortmund, Inter și Slavia Praga. Era grupa CFR-ului, probabil, dacă se califica. Cea mai grea grupă, eu cred că așa o să se termine, fix cum este acum, cum vedeți voi. Barça, Dortmund, Inter și Slavia Praga. Cam așa, Dortmund sper să fie în stare să termine pe 2. Acum în grupa G, Benfica, Lyon, Leipzig și Zenit. Aici e greu de zis, sincer. Probabil că Lyon o să se califice și aș mai merge pe Leipzig, pentru că îmi place Leipzig și are o echipă bună. Dar e grea grupa asta, e foarte echilibrată, chiar e foarte echilibrată. După aia grupa H, grupa lui Chelsea și a lui Ajax, la fel, foarte, foarte echilibrată. Valencia, Lille, Chelsea și Ajax. Nu știu ce să zic aici, probabil că Chelsea pe 1 pentru că este și câștigătoarea Europa League, dar fără Hazard, să vedem ce o să facă. După aia aș zice Ajax pe 2 și Valencia pe 3, hai să zicem așa, Valencia pe 3. Bun, cam asta ar fi episodul, sper că am uitat să vă arăt ceva, voiam să vă arăt lotul naționalei pentru că a fost oficializat, să zicem așa. Uitasem. Lotul final convocat de Contra, avem aici și cotele, vedem acolo cotă de 7 pentru România, 4.25 pentru egal și 1.42 pentru Spania. Niște cote ok, sincer să fiu, adică nu cred că o să ne batem la victorie mai mult pentru un egal cu Spania. Ăsta este lotul, Ciprian Tătărușanu, Floriniță, Ionuț Radu. Sper din tot sufletul ca Radu să fie în formă maximă atunci și poate o să joace și titular. Romario, Benzar, Vlad Chiricheș s-a refăcut, Nedelcearu, Dragoș Grigore, Adrian Rus,
Alin Toșca, Nicușor, Bancu. Suntem ok pe Benz, la fundaș suntem ok cu Nicușor, Bancu și cu Benzar. Să vedem cine o să fie în mijloc, să sperăm că nu o să fie Dragoș Grigore. De ce? Pentru că este foarte, foarte lent. O să treacă foarte ușor Rodrigo. Cine mai e în națională? O să treacă repede de Dragoș Grigore. Aș prefera un Nedelcearu, un Kirikeș, chiar dacă nu este în formă, un Rus, chiar și un Toșca. Mijlocași, sunt foarte mulți mijlocași. Alexandru Chipciu, Marin, Nicolae Stanciu, Alexandru Cicâldău, Bordeanu, Paul Anton, nu știu de ce a fost convocat. Mă rog, am auzit că mai are meciuri bune, dar sunt foarte, foarte mulți mijlocași aici. Ciprian Deac, Iani Sagi, Alexandru Maxim, care nu l-am mai văzut de mult la națională. Aba, am mai jucat, și în calificările astea, am uitat. Gheorghe Grozav și Adrian Păun, ăștia sunt mijlocași și sper să facă ceva ca lumea Păun. Poate și o să debuteze clar pentru naționale, sper să debuteze. Claudiu Cheșeru, Pușca și Florin Andone. Pușca este în formă pentru Reading, a dat și 4 goluri și da, să vedem, 3 sau 4 goluri. Cred că 3 goluri. Nu mai țin minte exact. Asta este grupa noastră. Pe primul loc este Spania, Suedia pe 2, nu este pe 3, Norvegia, Malta și insulele Feroe. Da, să vedem ce facem și cu Suedia, contează foarte, foarte mult. Un egal cu Spania ar fi dumnezeiesc, Spania nu, cred că mai are probleme de calificare, asta e clar. Dar un egal cu Spania ar fi foarte, foarte bun. Cam asta ar fi episodul de astăzi, am abordat mai multe subiecte, am abordat Europa League, Champions League și de asemenea Naționala. Sper că a plăcut, eu am fost Silent și ne revedem data viitoare. Pa, pa!